Alexandra Ciomag, data afară de la Survivor 2023 Am aflat numele celor trei finaliști ai show-ului de la ProTV competiția Survivor România a intrat în linie dreaptă. Suntem pe ultima sută de metri și doar câteva ore ne mai despart de momentul în care marele câștigător din acest an o să fie dezvăluit. Până atunci însă, pentru încă un concurent visul de a pune mâna pe trofeu și premiul cel mare, în valoare de 100.000 de euro, s-a stins. Alexandra Ciomag a fost eliminată în semifinalele concursului din Dominicană. Înaintea marii finale, unul dintre cei patru concurenți rămași a părăsit Survivor România. Cum Dan Ursa a fost deținătorul colanului de imunitate, ultima bătălie din semifinale s-a dat între Alexandra Ciomag, Carmen Grebenișan și Andrei Crișan. Telespectatorii au fost cei care au decis pe cine trimit în etapa finală a jocului, iar din păcate Alexandra Ciomag nu s-a aflat printre preferați. Ultima ediție a emisiunii Survivor România, cea de marți 23 mai, a adus încă o eliminare în rândul ultimilor patru supraviețuitori. În urma voturilor publicului, Alexandra Ciomaga a fost cea care a trebuit să părăsească jocul. Cu durere în suflet, dar și bucurie pentru cât de departe a ajuns, tânăra și-a încheiat traseul în concursul de la Pro TV. Eliminarea Alexandrei a oferit și numele celor trei finaliști care se vor lupta în marea finală. Mai exact, astăzi, 23 mai, lupta decisivă se va da între finaliștii Dan Ursa, Andrei Crișan și Carmen Drebenișan.